Domnule Kirilov, spuneți, vă rog, în ce măsură până în prezent ați avut posibilitatea să urmăriți evoluția jucătorilor candidați? Și totuși, mai e mult până la toamnă, totuși e o etapă de pregătire alta, dar totuși, cum apreciați șansele echipei noastre? Dacă nu la calificare, atunci măcar la un loc mai bunișor. Deci, ce privește, voi răspunde cu a doua întrebare, vă încep. Ce privește șansele noastre? Eu consider că este foarte greu să deci contra a două echipe cu un potențial extraordinar de mare, cum este Rusia și Portugalia, este foarte greu să te califici. Dar acest lucru nu este imposibil, pentru că în viață orice se poate întâmpla. Evident că de mulți factori depinde avantajul sau dezavantajul nostru ce privește obiectivul acesta. De aceea vom face tot posibilul ca să ne pregătim meci de meci să luăm punctele noastre. Și la sfârșit noi vom trage linia. Sper că și adversarii noștri nu vor juca strălucit cum este potențialul lor. Și atunci mă face optimist. Urmăriți evoluția jucătorului nostru? Sau n-aveți posibilitatea? Da. Evident că asta este și lucrul meu de bază, să lucrez cu jucătorii. Mă face să stau la internet urmărind jucătorii din Turcia care se pregătesc, datorită vouă, în primul rând, sunt date în emisie jocurile și a lui Zimbru și a Olimpiei multe date, mai puțin a Șerifului, din păcate, dar oricum este un contact strâns cu antrenorii, cu cluburilor și se coleg informații. Ce privește echipele de pe loc, deci mă duc la meciuri, urmăresc, discut și acumulez informația necesară pentru a avea informații. Domnul Kirilo, Pătraș a plecat la Naționala Mare. Cine va fi nou lider a echipei, nou capitan? Deci, știți foarte bine, deci asta este prima noastră întrunire. Va fi prima noastră întrunire. Din ciclul trecut și aș zice care s-au evidențiat în acel ciclu trecut era Ioniță, Vârnișel și mă bazez pe acești doi jucători că vor trage, mai ales că am o părere foarte bună despre ei ca oameni, ca jucători, ca profesioniști și deci evident că oricum ne vom aduna, vom discuta și vom face alegerea potrivită cu tot lotul.